Superliga vă este prezentată de Superbet. A, Buzăul, echipă care a marcat, atenție aici, execuție deloc rea Budescu. Dar am văzut și mai bune, să știi. Absolut. Budescu realizează ce șansă a putut să aibă, să trimită pe spațiul porții. Fază, iată, reușită de echipa lui Neagoe. Departe, foarte departe de Budescu, la Meira. Budescu, o pasă fabuloasă pentru Matoș, nu mai este off, se cere Budescu, mingea pentru Budescu este, atenție, Budescu a alunecat în momentul șutului. Da, și pentru siguranță a preferat să lovească cu latul. Budescu, vom avea reluarea, fază genială, pasă formidabilă, portându-i semnătura lui Budescu, de excelent și aici mingea trimisă pentru Budescu, rist exterior al piciorului drept, Matoș, de toată frumusețea. Schimbă direcția, balon la Tănasă, minge în careu, vine șutul lui Masiel, prima mare ocazie a oțelului, minutul 52, fază coerentă, acțiune la capătul căreia trupa lui Dorinel Munteanu putea debloca tabela, vom avea reluarea. Dacă acel balon era cadrat pe spațiul porții lui David Lazar, am fi avut primul gol al serii la Buzău. Excelentă execuția. Totuși nu imprimă balonului mai mult efect, așa se explică. S-a grăbit pentru că i-a văzut pe jucătorii Buzăului țâșnind spre el. Știa câte erori sunt și la preluare și la combinații și la pasa decisivă. Budescu, ce da! Bine! Vai de mine! A fost offside probabil. Stan. Da, Stan, după cine se uită? Sau se uită pe suprafața de joc, semn că a fost problemă. Cred că a fost offside tot, sau? Se discuta oricum, dar nu are nicio scuză. Nu, n-a ajuns. Am revăzut și suntem deja în prelungirile acestei partide, cel puțin 4 minute arătate de Gămari. Oh, Dan eliminare roșu, da, a lui Sise sau... Nu, cred că este Stefanovici. El mai avea un cartonaș galben, da. Întreabă de ce, why? Păi ne vom lămuri, după reluare. De ce? Tot întreabă fundașul sârb. La minutul 90+1... Oțelul Galației rămâne în inferioritate. Stefanovici. E mai complicat pentru meciurile următoare. Cred că a avut ceva să-i adreseze lui George Găman. Nu s-a întâmplat altceva. Primește al doilea galben, implicit pe cel roșu. Comportament nesportiv.